Și în acest an, compania Mold Cell și Asociația Obștească Salvați Viața a organizat marele eveniment de caritate Marșul Vieții, cu scopul colectării de fonduri pentru 5 copii care au nevoie de tratament costisitor peste hotare. 160.000 de lei au fost colectați într-o singură seară, datorită implicării întregii comunități Mold Cell. Marșul din acest an ne-a demonstrat că nimic în viața noastră nu poate fi planificat cu exactitate. Din păcate, o ploaie torențială ne-a scurtat programul evenimentului. Exact la fel, probabil, și boala a venit neplanificat și neprevăzut în familiile copiilor bolnavi. Sute de oameni s-au adunat în Parcul Valea Morilor pentru a ajuta 5 copii care suferă de boli oncologice sau congenitale. Были собраны средства в размере 160 тысяч лей. И был закрыт сбор средств для 4 из 5 нуждающихся детей. Остался еще один ребенок, который все еще ждет помощи. Каталин Ташка. Информация о нем есть на сайте организации www.savelife.info. Маршул Вьети есть un eveniment al comunității Mold Cell și Salvați Viața. Peste 100 de companii, parteneri și prieteni au venit să-și exprime susținerea și compasiunea față de copiii aflați în dificultate. Mi se pare admirabilă o astfel de inițiativă, pentru că peste tot există atâtea cazuri triste, din păcate. Contribuim cu o mică donație, un SMS. Am cumpărat niște baloane. În luna aprilie 2014, Mold Cell a lansat platforma socială Împreună suntem o forță. Astfel, 20% din plata lunară la abonament a clienților care s-au conectat sau au portat la Mold Cell au fost donate pentru salvarea copiilor. Datorită implicării tuturor clienților, partenerilor și prietenilor Mold Cell și Salvați Viața, cei 5 micuți vor beneficia de tratamentul necesar. Mulțumim foarte mult partenerilor companiei Mold Cell, clienților corporativi și tuturor care au contribuit la acest eveniment. Fără de voi, nimic n-ar fi fost posibil. Împreună suntem o forță. Amintim că numărul scurt 0445 rămâne deschis pentru toți abonații Mold Cell care vor să doneze pentru viață.